Ilie Bărbulescu a fost condus pe ultimul drum de aproape 1000 de oameni, printre care s-au regăsit foștii colegi de la FC Argeș, reprezentanții autorităților locale, foștii colegi de la Direcția Județeană pentru Tinere și Sport și AJF Argeș, prieteni apropiați, dar și oameni simpli care l-au cunoscut. Cortegiul funerar a pornit spre stadionul Nicolae Dobrin, arenă pe care Bărbulescu a scris istorie și a cunoscut mari satisfacții. Campionul de la Sevilla, care era și consilier local, maestru al sportului, dar și cetățean de onoare al municipiului Pitești, a avut parte de onoruri militare la ceremonia de înhumare. Ilie Bărbulescu a jucat la Națională, la Steaua, dar s-a identificat cu echipa FC Argeș, unde a jucat și mai apoi a antrenat. Avea 63 de ani. Coechipierii din generația de aur au depus flori și coroane într-o discreție totală. La stadion, pe o vreme mohorâtă, suporterii înghețați l-au ovaționat. Ilie Bărbulescu a fost înmormântat cu onoruri militare.